George Topârceanu, Balada chiriașului grăbit. Trec anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care mă îndrept cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum. Dar simt că mă apasă pereții. Eu sunt chiriaș trecător. În scurtul popas al vieții vreau multe schimbări de decor. Am stat la mansardă o lună, de acolo de sus, de la geam, și ziua și noaptea pe lună priveam ca la teatru, madame. Când luna îmi venea la fereastră, orașul părea că mă cheamă să-i văd în lumina albastră fantastica lui panoramă. Mai sus, într-o cameră mică, făceau împreună menaj un moș, un actor și o pisică, iar dincolo jos, la etaj, o damă cu vizite multe, alături de ea un burlac, un domn serios de la culte, cu cioc și cu ghete de lac. De acolo, pe o vreme ploioasă, mi-am pus geamantanul în tramvai și abia am ajuns până acasă, pe Berzei, la Conu Mihai. Țin minte și acum grădina, ferestrele unse cu var, în față sta coana Irina și în curte un fost arhivar. Vedeai răsărind la oaltă un colț luminos de etac, pridvorul cu iederă înaltă și flori zâmbitoare în cerdac. Pe-atunci înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată, umplând de mirezme cerdacul. Și avea arhivarul o fată, stam ceasuri întregi sub umbrarul de flori așteptând neclintit, că avea obicei arhivarul să sfure noaptea cumplit. Târziu, când se da la o parte perdeaua, părea că visez. Și iar am pornit mai departe, de teamă să nu mă fixez. Străine priveliși fugare, voi nu știți că în inimă port o dulce mireasmă de floare, parfumul trecutului mort. Și-am stat la un unghi, pe romană, țin minte, da unde n-am stat? La doamna Marie, pe regală. O, cum mă ruga să nu plec, mi-a scris chiar o carte poștală. Pe strada Unirii, la Jbec, pe Grand, lângă Birtul Izbierea, pe Viting, pe Tei la Confort, m-a dus pretutinde-n puterea acelui aștainii resort. Ca-așa mi-e viața, o goană și astfel durerile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec.